Dumitru Beanu a reacționat tranșant față de recentele declarații ale liderilor PSD Giurgiu, arătând că municipiul a fost neglijat atât de către actualul primar, cât și de către conducerea socialdemocraților. Se lăuda domnul Bodălău că a adus nu știu câte sute mii de miliarde în județul Giurgiu pentru dezvoltare, dar încă n-a explicat, deși ordonanța 28 permite ca aceste sume pentru infrastructură rutieră, în primul rând, să fie alocate și în municipiu, de ce n-a adus măcar un miliard pentru străzile din cartierul Ramadan? Ca un început, dacă nu se putea moderniza tot cartierul în acești doi ani, de când tot pompează el bani pentru primarii pe care a vrut să-i atragă. Și lângă el stătea domnul Barbu, care n-a comentat nimic și care la rândul lui a trebuit să se simtă teribil de stingher, pentru că în acești ani n-a solicitat și nu s-a înțeles cu domnul Bădălău pentru o sumă consistentă care să servească celor care l-au votat în număr atât de mare. Deci doi oameni care fiecare separat desconsideră municipiul și județul Giurgiu, prin ceea ce fac demonstrează dincolo de vorbe ca un dispreț total față de problemele giurgiuvenilor, încă în această primăvară, din cartierele Ramadan, dar și Bălănoaia, se iese în cisme până se ajunge la asfalt. Liderul PNL Giurgiu a prezentat totodată propunerea liberalilor adresată locuitorilor municipiului. Să vină Nicolae Florian, un depozitar al unui bagaj consistent de voturi, și chiar dacă am șanse mai mici să încerc eu să câștig Consiliul Județean, pentru ca împreună cu bugetele reunite ale acestor instituții să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor giurgiuvenilor și să realizăm investițiile pe care și le doresc giurgiuvenii într-un timp rezonabil. Preocuparea mea este ca două categorii de investiții, acestea la care am făcut referire pentru că țin de activitatea mea anterioară și pretind că pot găsi sprijin și competențe mai mari decât ale mele, infrastructura rutieră și construirea de locuințe pentru tineri și locuințe sociale, să fie finanțate în viitorul mandat din bugetul Consiliului Județean pentru municipiul Giurgiu. Asta este oferta mea pentru Giurgiu, asta este înțelegerea mea cu Nicolae Florian și acesta este parteneriatul pe care îl propunem giurgiuvenilor. Dumitru Beanu a explicat, pe de altă parte, că discuțiile din ultimele zile referitoare la depozitul ecologic pentru deșeuri sunt lipsite de suport real. Mai multe amănunte urmăriți în ediția specială din această seară după Jurnalul de Știri.